Bună seara, stimați telespectatori! Cel mai frumos județ din lume este județul Vrancea. Astăzi ne aflăm în comuna Cârligele, care chiar e o comună de top. Este. Mă uitam, este excepțional aranjată, ca să spun așa. Îl felicit pe domnul Moscu, pe domnul primar, care, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, a făcut ceva. Nu ceva, a făcut totul aproape, totul, nu? Totul, așa este, stimați telespectatori, suntem într-o curte unde vedeți că e foarte multă lume, lume venită din toate colțurile țării. Oameni pe care i-a invitat aici doamna Alice Hârcan. Doamna Alice Hârcan, Alisa Hârcan, care iată face un lucru inedit, o șezătoare, așa se cheamă. O șezătoare, da. Alice, da. Bine te-am găsit. Bine ai venit, draga mea. Mulțumesc că ai acceptat invitația în primul rând. Am venit cu foarte mult drag, mai ales că ceea ce faci tu aici e aproape o premieră, cel puțin pentru mine. N-am mai filmat asemenea activități frumoase. Spune-mi ce se întâmplă azi aici. O șezătoare, în primul rând. Am deținut un canal de YouTube de 4 ani de zile, Dr. Crochet se numește, așa îl găsiți pe YouTube. Și datorită faptului că doamnele iubitoare de lucru de mână s-au abonat la canal, am zis să fac șezători, să le invit pe doamne alături de mine în curtea mea, unde să împărtășim tainele lucrului de mână. E o experiență frumoasă și iată că de 4 ani se întâmplă acest lucru. Și mi-am dorit rezultate foarte bune. Rezultate foarte bune. Da. Spune-mi, te rog, câte doamne au venit astăzi aici? Câte au răspuns la invitația? 25 de această dată, cel mai mult. Și sunt și împreună cu soții. O parte din doamne au venit însoțite. Deci faceți o petrecere de seară, da? Da. Păi punem muzică, facem o horă. Ce frumos, da? Da. Spune-mi, te rog, din ce localități sunt aceste persoane? Ce mă bucur că cel mai departe așa au venit de la Teleorman, din județul Teleorman. I-auzi, da? De la Gălăteni, din Iași. Prahova este alături de noi, județul Prahova, fiindcă sunt din mai multe localități. București, Ilfov. Moinești a venit de la, din județul Bacău, chiar anul ăsta în premieră, de la Buzău. Deci o mulțime de județe reprezintă. Exact. Da. Deci s-au întregit și uitați, facem această adunare frumoasă. De ani de zile am înțeles că o faci? Da, de 4 ani de zile mai exact. Și nu m-ai chemat niciodată? Nu, recunosc, scuze. Eu nu știam. Nu, am fost așa liniștită, ca să zic așa, și am zis de data asta, fiindcă apropiații mi-au zis, măi, trebuie să vadă și Vrancea ce faci tu aici în Vrancea. În mod categoric, îmi place bluza asta, e asta, cine ți-a făcut? Asta, am primit-o cadou de la o doamnă de la Iași, cercei la fel, de la doamna diaconul de la Buzău, încălțările de la doamna Elena Stativa de la Galați. Chiar dacă și eu știu să fac din toate astea, mă bucur foarte mult când primesc cadou, recunosc. Sigur că da, și foarte frumoasă bluză cu motive naționale, da? Da, da. De unde? Din ce zonă? De la Iași? De la Iași, de la Iași. Da. Spune-mi și tu ce lucrezi, tu personal. Personal pot să zic că lucrez din toate, de la bluze, încălțăminte și flori în special. Și încălțăminte? Și încălțăminte croșetată, da. Chiar am vândut acum ceva timp. Am făcut un bănuț din asta, pot să zic. Da. Dar tu n-ai lucrat în domeniul ăsta. Știu că lucrai pe la Consiliul Județean. Da. Pasiunea mi-am readus aminte de ce făceam la orele de lucru manual în școala generală. Deci ți-au folosit orele de lucru manual în școala, ce ai făcut în școala generală. Nu știu dacă se mai face acum lucru manual la modul ăsta. Nu cred, deși mi-ar plăcea, să știți, să există chiar un club aici în oraș cu activități extrașcolare și am sunat și chiar mi-am oferit serviciile, voluntariat. Zic, poate vor fetele să învețe să croșeteze. Ai găsit amatoare? A zis că o să mă anunțe dacă e să bage o oră de lucru manual. Ei, acum amatoare nu mai sunt fetele de lucru manual, din păcate, sunt lucruri. Deci, doamna, aici, să știți, de la Ilfov are 28 de ani. Ia uite, da? Și să știți că lucrează foarte frumos și chiar sunt foarte încântată.
Păi și eu sunt încântată să aud și chiar le sfătuiesc pe domnișoare să învețe, să lucreze, să tricoteze, să... E tare frumos. Acum tehnica asta, știi, comerțul ăsta sau cum... Sunt multe tehnici, să știți. Cerceii aceștia, de exemplu, sunt croșetați, dar mai există tehnica frivolite. Ce asta? Cu acu. Deci modelez cu acu bijuterii și nu numai gulere, deci sunt multe. Uite, cercei ăștia care sunt cu acu, probabil sunt de designer de la din Bulgaria, i-am luat. Super, sunt cu da, cercei. sunt cu, uite, Matei filmează cercelul ăsta. Sunt tot așa cu acu făcut și de către un creator de la din Bulgaria, ți-am spus. Foarte văd aici că ai expus foarte multe lucruri. Ce? Rochițe, bluzițe, șaluri, veste, capă, flori la ghiveci, cum vă spuneam. Toate sunt lucrate cu drag. Modelele, deci mă inspir de pe Pinterest, de pe YouTube. Văd că aici este o livadă, da? Da, da, soțul se ocupă, el... Dar voi sunteți de aici, din zonă? Nu. Eu din Focșani. Da? Așa, soțul e tocmai de la Spulber. Da, ce frumos, de la munte, spune, da. Și aici am luat că ne-a plăcut zona. Pur ce și intenție simplu. Ai luat? Vrei să-ți faci o pensiune, ceva? Și asta, da, fiindcă da. Am din două budane în care a fost cândva vin, am făcut două căbănuțe. Așa, da. Și locul nostru, refugiul nostru, unde venim și ne simțim bine cu prietenii. Uitați, și cred că și pentru aceste șezători a fost gândit locul ăsta, dar n-am știut noi. Da? Deci l-aveai în subconștient. Probabil, cu siguranță. Și uite că lumea revine de 4 ani. Sunt persoane care chiar de 4 ani vin în fiecare an și ne onorează cu prezența și este ceva frumos. Este foarte frumos și este așa un mijloc de a comunica, de a cunoaște, de a vă împrieteni. Că asta ne lipsește nouă în ultimul timp. Prieteniile ne lipsesc, să știi, nu? Da, dar pe noi asta ne încarcă cel mai mult. Sigur. Și când ne vezi pe doamne că vin cu sacoșa, cu obiecte lucrate, manuale, este foarte, foarte frumos. Este. Avem o doamnă de la Iași, chiar coase icoane cu mărgeluțe. Cum aveți dumneavoastră cercei aceștia, ea folosește mărgeluțele astea și icoane. A venit cu vreo icoană acum aici? Da, da. O, neapărat vreau să-ți da, și cu foarte, doamna. Foarte frumoasă, da? O să vedeți, o să vă placă. Spune-mi, te rog, ai posibilitatea să comercializezi lucrurile pe care le faci? Aș avea, de ce nu? Aș avea, că sunt iubitori de lucru manual și care chiar pun preț pe aceste lucruri, că păi, sunt unicat. Sigur că sunt da, unicat, sunt, da. Sunt da. Foarte frumoase, foarte sunt, frumoase. Sunt. Sandalele astea sau ce sunt, pantofii ăștia, da, uite ce frumos sunt făcute. Da, nu? De doamna Elena Stativa de la Galați, chiar i-a făcut special, a zis să-i aveți la șezătoare, deși, mă repet, știu și eu să fac, dar... Dar n-ai făcut. Am făcut la un moment dat, v-am zis, chiar am vândut atunci când... Și uitați, a fost un venit suplimentar. Sigur că da, și este o muncă, că nu se fac așa de ușor. Este că nu? Se perforează talpa, totul e făcut așa de la A la Z cu mânuțele. Da, cu mânuțele și cu creierul, că trebuie să ai o imaginație, eu, dar n-aș ști să fac, asta este. Adaptez, în primul rând, prima mea cismă pe care am lucrat-o a ieșit ca un burlan. Și după aia am realizat că trebuie și acolo să scad și să dau forma piciorului, să scad, să sporez, nu e așa simplu. Nu e așa de simplu. Da, totul se învață. Și în afară de încălțări, ce ai spus, că mai faci bluzițe, rochițe? Bluzițe, ruchițe, flori în special, flori. Îmi plac foarte mult florile. Deci de la crin, la trandafir, la am un șal pe un, iarăși cu care mă mândresc, o umbre, l-am făcut anul trecut pentru o mireasă și cu evantai, iarăși am fost foarte mândră și de acel proiect, vă dați seama, din bumbac. Am evantaiul și umbrela, o am și pe aceea, o să vă arăt. O eșarfă din flori, lucrate bucățele, floricelele și unite, iarăși este spectaculoasă, o să vă arăt. Îmi place să lucrez de toate, fiindcă fetele, abonatele mele mă provoacă. Știți? Și jucării am lucrat, pe Winnie Pooh. Deci o pasiune. Ce da, zodie din toate. Săgetător, pe 1 decembrie da? Sunt născută.
fii sănătoasă. Mulțumesc, da, mulțumesc frumos. Și săgetătorul și cu ambiție multă, da, nu? Da, să știți. Așa știu, că e multă ambiție, ce își pun în cap săgetătorii, trebuie să ducă aia până fac, la aia fac, da? Da, să știți. Dar spune-mi, tu lucrai dinainte de a începe să faci efectiv sau a știai așa? A fost așa funcționar din... de birou, știu, șoarece știu, de birou, știu, cum zic, da, eu. Așa, și după ce... Ai plecat de acolo? Am plecat de acolo, chiar am stat un an jumate acasă, s-a încheiat o etapă a vieții mele și a început o alta. Și în această etapă, zic, ce ar fi să mă reapuc eu de croșetat, să mă relaxez? Și de aici... Am făcut canalul ăsta de YouTube, deci a fost, știți, și de acolo a pornit totul. Ușor, ușor am construit, este un proiect de suflet, aș putea spune, din care am câștigat foarte multe prietenii. Asta și cel foarte mai multe câștig. Lucruri. Da, să știți. Cel mai mare să știți, să știți. Îmi dai voie să stau de vorbă și cu doamnele care au venit aici? Bineînțeles că e păcat dacă au venit de la atâta distanță. Chiar vă invit cu drag. Dar spune-mi, doamnele care vor să apeleze la tine, poți să le dau numărul de telefon? Poți să le expun pe ecran? Da, poate să apeleze, poate au nevoie și de un sfat, poate au nevoie de îndrumare sau pur și simplu se pot abona la canalul de YouTube unde chiar au ce învăța, eu zic. Mai felicitări din mulțumesc, tot sufletul. Mulțumesc din suflet. Mă bucur că ați venit. Eu mă bucur și mai tare și mă bucur că pot să le prezint telespectatorilor mei oameni. De fapt, nu știu dacă ai remarcat, Alice, eu în general caut oameni care pot fi modele pentru cei de... Eu fug de cancanuri, de bârfe, de... Sunt sătulă de-astea. Îmi place să ofer publicului oameni care... au suflet și care vor să facă ceva pentru oameni. Foarte frumos, exact, felicitări. Exact. Uite un băiețel aici care vrea să joace fotbal. Un pitic. Da, că au venit și cu copii, am văzut. Au venit, fiindcă curtea e mare, e păcat. Se bucură, da, de soare, de vremea stau. Asta frumoasă, exact. Da, vom da. Pregăti aici o masă, e frumos. Eu zic că e frumos. Foarte frumos. Hai să mergem și la doamnele. Deci astea ce sunt? Două bluze. Întâi am făcut-o pe aceasta, e și pe canal Rază de Soare. Așa. După care mama a zis, trebuie să-mi faci și mie una, chiar dacă are 70 și uitați ce nuanțe frumoase a preferat de galben. Foarte frumos! Și aici, deci, pot să zic că avem două bluze, mamă și fică. Felicitări! Mulțumesc! Așa! Aici este șalul meu, azur, se numește. Șalul azur? Azur, da, da, da. Iarăși, sunt foarte mândră și de el, ce pot să zic. Așa, e șarfa din flori de care vă spuneam. O, dar ce frumoasă e asta. Ia să vedem, nu? Foarte frumoasă, foarte mulțumesc, frumoasă. Mulțumesc mult. Asta? Asta este șalul comun. Ia uite ce frumos e și șalul păun. Foarte frumos. Foarte frumos și culori frumoase, verde cu mov. Am zis să redau așa realitatea. Aici este un proiect, pot să-l numesc unul dintre proiectele cele mai lucrate, bluza Doina. Foarte multe doamne au lucrat, să știți, acest model. Da? Da, da, da. Aici m-am bucurat că producătorul s-a gândit să facă un fir pictat pe calculator. Asta e pe calculator? Adică dacă noi îl tricotăm, model simplu, ciorăpește, cum bine știm din bătrân, iese acest model direct. Noi nu facem nimic, practic facem ochiurile doar ciorăpește. Și uitați ce inedit, acolo am și pe albastru. Eu zic că producătorul firului nordic s-a gândit la noi. Foarte frumos. Poșetele astea ce-i cu ele? Sa doamnelor. Lucrate tot așa? De... Nu. Sunt poșetele personale. Așa. Aici am evantaiul. Opa, așa mică. Au un evantai tricotat? Croșetat. Deci am folosit suport. Da? Mai sus? Da? Și am lipit, după ce am croșetat porțiunea aceasta, am lipit de un suport de la un evantai cumpărat. Foarte frumos, foarte florile frumos. De care vă spuneam. Asta, ia uite ce frumos, astea sunt lucrate? Croșetate, mână? Petală cu petală, cu sârmă pe margine, ca să aibă ținută, staminele, tot făcute de mânuțele mele. Uite și aici ce frumos. Da, da, și aici iarăși. Uitați.
am zis că am o pasiune pentru flori. Florile sunt pasiunea mea. Și cred că orice model mi-ar fi propus, nu mă dau înapoi de la flori. Deci îmi place. Ca drept dovadă, vedeți că am primit și cercei cu flori, fiindcă fetele știu că, știu că iubesc florile foarte mult. Și această vestuță e făcută de mine, cu pătratul bunicii. Nu mai zic de aceste cape, care iarăși pot fi un accesoriu deasupra bluzițelor, un accesoriu deosebit aceste cape pot fi, să știți. Da, pe o rochie, da, așa este. Chiar o rochie cu bretele, nu? Exact, exact, da, zic eu. Sau orice culoare până la urmă. Și cam astea, în rest aveți ce să vedeți și la doamne. Da, doamne, da. Doamne, mă bucur foarte mult că vă cunosc astăzi și cercei frumoși croșetați aveți. De unde ați venit, doamne? Din Iași. De la Iași? De la Iași, da. E prima dată când veniți la doamne? Nu, de multe ori. De nu mai știu ori. Numărul. De multe ori. De multe ori. Dar uite ce lucruri superbe faceți, doamne. De când le lucrați? Sunt ani de zile. Este o pasiunea mea. Din pasiune? Din pasiune. Asta e meseria? Nu, din pasiune. Pur și simplu din pasiune. O, ce frumos. Pentru frumos, pentru artă și de a duce tradiția noastră mai departe. Ce au făcut bunicii noștri, strămoșii noștri, să ducem noi mai departe, cât putem noi. Să știți că faceți un lucru excepțional pentru oamenii de la noi din România. Cum vă numiți? Dorina Șoșu. Doamna Dorina Șoșu, dar uite ce rochie frumoasă ați făcut. Da. Foarte frumoasă, cred că orice fată ar purta-o. Ar purta-o, foarte frumoasă. E din bumbac, un fir de lame din bumbac. E făcută de mână, bine. Făcută de mână, da. E făcută de sus, cu tehnica raglan. Excelent, doamnă, felicitări. Și am văzut că mai aveți ceva aici. Aici un colier după tutorialul Dr. Croșet. Este un colier. Nu știu cum să-l așez. Colier și cu broșă. Cu broșă și cu brățară. Toate croșetate. Toate la mână, toate la mână, da. Asta din pasiune pentru frumos. Foarte frumos, doamnă. Ia, de unde o aveți? Ia, o am de la cineva, este cusută, am recondiționat-o eu pe la Guler, pe la, era un pic așa cum era ea, și eu am recondiționat, i-am făcut mărginuță pe la mâneci, pe la Guler, ca să o ducem mai departe. Foarte frumos, doamnă, felicitări, mai mulțumesc. Veniți aici, da? Cu mare drag și mai fac și la ea așezători. Și eu da? Mai fac acasă la mine. Cu mare drag, cu mare drag. Felicitări. Vă mulțumesc. Uite, mai vine o doamnă cu, vai ce bluză frumoasă. Doamne, dumneavoastră, cum vă numiți? Bună ziua, Maria Păstaie. De unde sunteți? Județul Teleorman. O, doamne, tocmai de la Teleorman. Tocmai pentru frumos, te duci cât de departe poți. E prima dată când veniți? Nu, e a treia oară. E a treia oară, felicitări, doamne, deci v-ați împrietenit cu Alice. O, da, ce prietenie. Da? Da, da. Ce lucrați, ce ați lucrat aici? Uite, după tutorialul doamnei Claudia Crivăț și din Alize. Fir de bumbac, 100%, se lucrează foarte ușor. Și mi l-a arătat și pe celelalte. Aici am o rochiță. De fetiță. Nu de fetiță, de nu, domniță, de chiar domn. De mine, dar am procedat să lucrez la modul ăsta, că nu știu cât fir îmi intră la mânecă și atunci mă orientez și cu poalele cât de mult mă duc în jos. Foarte frumos, foarte frumos. Uite și culoarea. Este un fir din bumbac cu mătase tulip, se numește. E defect, așa, cu dublură, va fi cu dublură din atlas. Elegantă. Felicitări, doamnă, și cealaltă? Și cealaltă este tot o bluză. O bluză, pornită de sus, din bumbac alize. Superbă e. Da. Superbă e. Felicitări, mulțumesc. Doamnă, mai veniți pe aici? Mulțumesc. Cu tot dragul. Vă așteptăm cu drag. Felicitări. Și, mulțumim și că ea îmi place. Da. Este achiziționată de undeva din județul Vâlcea. Foarte frumoasă. Da. Felicitări. Da, mai așteptăm. Mulțumesc. Ia uite ce lucruri superbe. Vai, e superbă asta. Cum vă numiți, doamnă? Stratul Acnuța. De unde sunteți, doamnă? Din Focșani. Din Focșani. Da. Ia uite ce frumusețe. Uite ce. Bluza Doina după Dr. Crochet. Foarte frumos. Și, aici? Și costumul este Crochet Your Life. Dumneavoastră la ție. Da, sunt lucrate de mine. Ne, sunteți, de unde ați dat, doamne, talentate? Și, datorită doamna Alisa, da, ne-a da, trezit da, pasiunea de tricotat. Da. Dumnezeu are tutoriale și noi felicită, ne doamne, cu tot drag. Și da, mereu ne-am spus, puneți-vă amprenta, cel mai important. Păi se vede, uite ce, da, ce bine este, doamne, acest, foarte frumos, vă vine superb.
Vă mulțumesc frumos! Doamnă, felicitări și vă mai așteptăm! Da, ne mai invite doamna și să fim sănătoși și la anul și cu alte proiecte finalizate. Doamna ajută, felicitări! Foarte frumos! Uite ce este superb aceasta, ce e asta, pulover? Un fel de bluziță de efect pe deasupra, se poate purta și cu maieu și cu maletă în orice anotimp. Foarte frumos. Și cel după dumneavoastră este sarosul? La fel, da. Este la fel, numai că e un pic mai mic ca mai măsură. Cum vă Marinuș. Doamna Marinuș, de unde sunteți? Din Urlați, Prahova. De la Prahova ați da. Venit. Vai, felicitări, da. E mulțumesc prima dată foarte. E prima oară când particip. Prima dată când... Da. Cum ați găsit-o? Cum ați depistat-o pe doamna Alice? Ne-am împrietenit pe Facebook, da, și ne avem la prieteni. Și ne admirăm lucrările. Da, foarte frumos, da, super. Și mai am o bluză aici. Ia uite ce frumos. Foarte frumoase și culorile foarte da, frumoase. Da, e un diva Alize. Mulțumesc foarte mult. Eu vă mulțumesc și mă bucur mulțumesc mult că mulțumesc foarte mult și eu mă bucur mult. Mulțumesc sufletul. Foarte mult. Doamna din spatele dumneavoastră. Mă numesc Barbu Teodora, sunt mama lui Alice. Aha, dar Alice v-a făcut... Nu eu, că și eu de la mine Alice a învățat. De la, deci dumneavoastră sunteți autoarea, autoare, da, da, și am făcut ei o jachetică și zic că îmi fac și-o una. Am să am și o amintire. Am și o bluziță, am mai multe. Foarte frumos. Am doamna profesoară. Am pus-o da. Și pe mama la treabă. Da. Doamna profesoară. Doamnă, felicită, doamna Barbu. Să rămână. Bune. Să rămână. Uite ce frumos! Doamnele au venit aici și tricotează. Cum vă da, doamne? Constantinescu Silvia, de la Iași. De la Iași ați da. Venit? Câte sunteți de la Iași? Cam mai două, doamne. Așa știu. Îmi place ea dumneavoastră. Da, asta este o ea ardelenească, pentru că eu sunt ardeleancă de fel, dar naturalizată la Iași, prin căsătorie. Și am văzut de multe ori șezătoarea de aici și mi-am dorit foarte mult ca să ajung și eu odată aici. Vă place, da? Extraordinar și familia foarte, cum se cade, primitoare. Așa, doamna așa Alisa, un adevărat artist. Și aici am și eu câteva lucrări. Haideți să le vedem, sigur. Aici un șal. Cred că asta e pe asta o fi față. Da, un șal. Aici altul. Foarte frumos. Ia uite ce frumos. Eu am adus mai puține lucruri că era mult bagaj și n-am putut să aduc mai multe. Asta e tot. Gata. Așa, aici un costum. Nu e costum, dar le-am un pus amândouă. O fost separat, bluziță. Da. Deci asta e o bluză sau da, o... bluză, așa mai lunguță. Așa. Și aici, aici un bolerou. Un bolerou. Sunt din materiale diferite, nu e același material, dar s-a nimerit să fie culoare, așa. Foarte frumoase. Aici, și aici o vestuță, nu, sau? Nu e a dumneavoastră. Aici, asta am fi... Ah, o vestă, ia mandala. Uite ce frumos. Cum se numește? Mandala. Cu model așa pe spate. Foarte frumos. O, și aici, așa, un... Și aici un cardigan cocon. Cocun. Din ăsta, gogoașă de mătase, cum ar veni. Doamnă, felicitări, așa. Mai veniți? Mulțumesc, de câte ori voi putea, numai că vârsta mea este puțin înaintată, dar vede. Îmi doresc foarte mult să mai vin. Mă bucur foarte mult, frumos, doamnă, a fost. Și noi vă bune, mulțumim frumos pentru... Bune. Felicitări, doamnă. Mulțumesc. Felicitări. Și la fel și dumneavoastră, sănătate multă. Doamne ajută. Am venit de multe ori la așezătoare, îmi place foarte mult, mi-a plăcut foarte mult ideea cu această așezătoare. Așa, am de lucrat, mai lucrez, mai nu lucrez, sunt pensionar și nu chiar mai vreau să stau numai să lucrez. Merg la multe feluri de activități și asta mi se pare tare frumoasă, activitatea asta. Aici lucrez o bluză. Eu lucrez cu firul după gât, precum babile. Așa, da. Și acolo mi-am făcut o vestă, aia bej, aia bej. Și aia albă. Ia. Și ea este cumpărată. Cumpărată. Da. Foarte eu îmi lucrez că merg la așezătoare la Balada cu fetele. Am început o ie, dar cred că peste vreo 2 ani o permit. Cine vi le-a făcut? N-a venit anul ăsta. Anul trecut a lucrat, dar acum n-a venit. Foarte frumoase, uitați-vă. Foarte frumoase și comode. Comode. Și comode.
Uitați ce minunății fac doamnele astea. Cum vă numiți, doamnă? Carmen. Doamnă, o luăm la, o luăm așa pe rând, da? Deci, doamna? Carmen. De unde ați venit, doamna Carmen? De la Tecuci. De la Tecuci. De multă vreme veniți aici? E a doua oară. E a doua, vă place? Foarte mult. Foarte mult. Cum vă, ați spus cum vă numiți, da? Carmen, da, da, da. Doamna Carmen și mai cum? Pricopescu. Doamna Carmen, ce lucrați aici, doamna Pricopescu? Pun încălțăminte foarte, foarte comodă. Foarte comodă. De multă vreme lucrați? De vreo 5 ani. 5 ani. Felicitări, doamnă. Mulțumesc. Ce lucrați, da, ai? Cum vă numiți? O fustă Sima Maria, sunt din Șoimari. Prahova, din Prahova, Prahova. De lângă Ploiești. Da, da, da. Și lucrați ce? O fustă. O fustă. Ați mai venit și cu alte lucruri? Am venit, da. Uite ce frumos. O jachetă din pătrățele. Foarte frumoasă e jacheta din pătrățele. Dar pătratul bunicii. Cine ți-o s-o pun și eu pe mine? Pătratul bunicii. Matei, da, filmează-mă. Foarte vechi, dar foarte actual, e foarte frumos. Eu am făcut cuverturi. Da. Cum îmi vine, dragă? Super, foarte e frumos. Pentru dumneavoastră. Foarte frumoasă e, da. Da? Și e prima dată când veniți aici? A doua oară. A doua. Și vă place? Da, da, foarte mult. Vă mai așteptăm. Da, da. Succes, doamnă, felicitări. Mulțumim. Oh, avem și o păpușică, da, aici. Mai multe. Mai multă jucăria, uite ce frumos. Măi, dar voi sunteți niște artiste mari, vă cunoaște lumea? Nu știu dacă sunt prea cunoscută. Păi trebuie să vă facem cunoscute. E prima dată când vin aici la doamna Alisa. Mă cum bucur că am ajuns. Valentina Diaconu mă numesc. De la Buzău. De la Buzău sunteți. Da, da. Și aici fac de toate. Ia uite. Încălțăminte, flori, cerceluși. Ia uite ce interesante doamna sunt și astea. Doamna Alisa poartă un set. Mi-a spus de la dumneavoastră. De la mine. Da. Foarte frumos, deci, doamnelor. De toate. De toate. Felicitări, da. Felicitări. Da, cum te cheamă pe tine? Natasia Ioana. Anastasia, Ioana, și câți ani ai tu, Ioana? 8 ani. Și tu știi să tricotezi? Nu. Dai să înveți? Da, da, cu ești tu? Unde e mămica ta? Ana Maria Ioniță. Zi, da? Ana Maria Ioniță. Uite Ana. Acolo. Uite acolo, vino. Da? Da, ce fetiță. Mami, vino. Veniți, mami, încoace. Veniți încoace. Are și un frățior care îl cheamă Valentin. Ce spui? Ai și un frățior? Da, care îl cheamă Valentin. Valentin, și iubești pe Valentin, da? Da, când mănâncă o foaie. Zi, uite, da, aici e mama. Uite, mea. Uite, mămica ta. Bună ziua. Cum vă numiți, doamnă? Mă numesc Ana Maria Ioniță. De unde ați venit? Din Ilfo. O, din Ilfo? De da. Unde anume din Ilfo? Din Ciofriceni. Da, ia uite. Și cu ce ați venit aici? Păi în avem... de păpușa asta minunată și avem de avem și jucării, avem și un șal, uite, și rochițe. Foarte frumos, foarte frumos. Cea mai tânără croșetăreasă. De multă vreme noi. Veniți aici, doamnă? Nu, este prima dată, dar da. Am mai venit de Paște la doamna da, Alice. Mai fost în vizită doar da. De Paște. Deci aici e un set de masă, da? Da? El vine pe mijloc. Sunt pentru farfuriuțe. Da. Și am și pentru păhărele. Pentru pahare. Da. Pentru ceșcuțe. Dumneavoastră cum vă numiți? Velișcu Mariana. De unde sunteți? Din Pufești. Din Pufești sunteți. Ia uite ce frumos e la Pufești. Da. 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 Și așa ca ornament punem și o căpșunică. Măi, ce fete talentate sunteți voi. Da. E prima dată când veniți la doamna? Nu, vin la Alisa de vreo 4 anișori. Felicitări, venim. Doamnă! Da, bine, mulțumesc, doamna, mulțumesc. Și doamna, am înțeles, cum vă numiți? Gabriela Niculeanu. Doamna Gabriela, care da. E cea mai tânără vizitatoare, nu? A doua, ca vârstă 30 și un pic, față da. De Ana. De unde sunteți? Din Ploiești, din județul Prahova. Ce căutați la noi aici? Ce să căut? Doamna Alisa ne-a strâns pe toți pentru că ne-a strâns pasiunea noastră. Și vă place aici? Foarte mult. M-aș muta, i-am zis, să fi fost mai aproape de doamna. Deci vă place inițiativa doamnei, foarte, da? Foarte. Și dumneavoastră de când lucrați? De la 25 de ani, ia adică uite. De 11 ani. Puțin înainte. Mulțumesc la fel și noastră. Ia uite ce frumos, aici e o bluziță, o bluziță da? De vară, da, din bumbac. Da. Care se asortează cu încălțămintea. N-am mai apucat să mai... Tot făcută de mine. Fetița doamnei. Da, fetița mea care o punem imediat să croșeteze. Știi să croșetezi? Da. Dar cum te numești tu? Cum te cheamă? Anais. Anais, ce nume și rochița ți-a făcut-o mama? Da. Da? Și îți place rochița? Mai ai și alte rochițe de-astea frumoase așa? Foarte multe. Da. Făcute de mama? Da. Aici. Bravo. Îi plac foarte mult. Da, dar chiar sunt foarte frumoase, foarte da. Frumoase. Uite, da, foarte. Uite că mai sunt câteva rochițe. Da. Hai, și trebuie să-i mai, mai facem, că am observat care cam puține. Da? Îți plac rochițele, Anais? Da. Da? Ia uite. Da. Uite ce frumoasă e. Și asta. Da.
Doamnelor, sunteți grozave. Mă bucur așa de mult că v-am întâlnit și că doamna... deprindă cât mai multe persoane această îndelnicire, că e ceva foarte frumos și este un lucru minunat. Este foarte frumos și așa o chestiune de tradiție, nu? Doamna Alisa, eu vă felicit din tot sufletul. Doamna mama, doamna Barbu, felicitări pentru Alisa. Aveți așa o fată talentată. Și ai dumneavoastră dacă aveți copii. Eu n-am, din păcate. Nu nimica. Dar mă bucur de copiii altora și mă bucur de oamenii serioși pe care îi avem în județul nostru. Alice este un copil care... ce vreți dumneavoastră face? Am văzut. Da, a făcut și ce ați vrut dumneavoastră, da? Da. A ascultat, asta a contat. Sper să obțin sprijinul. Așa. Cu această ocazie vrem să facem comunitatea noastră un brad de Crăciun din pătratul bunicii. O, ce frumos! Și dacă... deja cu cineva, să vă ajute. Deci grupa croșetăreselor e formată. Fetele vor lucra pătratele, sunt românce care trăiesc și în afara țării și s-au oferit, a zis că vor să lucreze aceste pătrate, un anumit număr de pătrate. Eu aici cu altă echipă, sper să am ajutoare, voi monta, îl voi coase, îl voi îi da formă, o să am nevoie de un schelet și expus în Piața Unirii. Aici e sprijinul de care am nevoie. Sper că cine a trebuit să audă a auzit și poate vă ajutăm și noi să faceți, să vă duceți la capăt acest proiect, că e păcat. Uitați, poftiți, timp este și voință, sunt sigură că este. Da. Și e păcat ca munca voastră, care este excepțională și folositoare pentru toată lumea, să nu fie pusă în valoare. Vedeți, aici avem o familie, de fapt, pe domnul s-a supărat, că a zis, dar pe mine nu mă bagă nimeni în seamă. Așa ați zis? Da. Cum vă numiți, vă rog? Vale, Valerica Hârcan. Domnul Hârcan, felicitări pentru doamna, aveți o soție excepțională, să rămână, mulțumesc. Și doamna are un soț excepțional. Mulțumim frumos. Deci acolo unde este în familie înțelegere, lucrurile sunt cele care se văd, nu? Da. Spuneți-mi, vă rog, cum ați... gândit dumneavoastră activitatea acestei doamne minunate care este soția dumneavoastră? Doamne, este o activitate, zic eu, frumoasă. Foarte frumoasă. Foarte frumoasă chiar. Îi acord sprijinul pentru că, sincer, îmi place și mie. Îmi place relația cu oamenii. Și zic asta eu că ne încarcă pozitiv, să zic categoric, așa. Categoric, da. Și mai ales că dumneavoastră sunteți dintr-o zonă unde primarul de la Spulber vrea să reînvie tradiția. Dumneavoastră sunteți exact, în Spulber. Chiar din Spulber. Și... este finul bunicilor mei. Domnul Sorin Vulcan. Da. Bun băiat și ăla, da. Să știți. Excepțional. Da, și a făcut niște lucruri grozave într-un timp foarte scurt. Exact, da. Deci și dumneavoastră aveți noroc, doamnă, de un soț care își dorește să se mențină tradiția, da? Da. Spuneți-mi ce faceți dumneavoastră aici. Faceți friptură, da? Friptură și cartofai. Că fără cartofai nu merge. Garnitură nu merge. Și vă ajută, doamnă, în gospodărie? Tot. El da, face păi, tot ce e în curte aici. Altfel n-ar putea să țină pasul. Eu mă ocup doar de croșetat cu... și tricotat. Lăsați-l și voi să vorbească. Noi. Așa suntem noi femeile. Da. Dar vreau să vă spun că ce e aici un rai și văd că aveți și o livadă și... Da. Dumneavoastră o munciți? Da. Singur? Singur. Păi altcineva cine. Ați învățat acasă la mama treaba asta, nu? La Spulber. Da, așa, de copil mi-a plăcut să... Eu când am plecat de la mama mea, a zis, mamă, mi s-a rupt mâna dreaptă, ca să mă înțelegeți. Erați cel mai mare dintre copii? Cel mai mare, da. Și ați ajutat? Și singurul băiat, că mai am două surori mai mici. Au rămas acolo, surorile? Nu, am o soră care și-a luat casă undeva aici aproape. Da? Tot în Cârlie, a venit după mine. Și mai soră și-a luat casă la Budești. La Budești, și acolo e frumos. Da, și acolo e un primar, domnul Bolovan, excelent, că am fost săptămâna trecută. Da. Păi ce să vă zic, doamnă și domnule, sunteți niște oameni minunați, o familie, am cunoscut-o și pe fetița dumneavoastră, care mi-a plăcut grozav, dar n-a putut Diana, să vină, că Diana e plecată din țară, am înțeles. Da, avem și băiatul, avem, e la pompier în Poiana Brașov. Ah, deci aveți să vă duceți la Brașov, da? Da. Și vă duceți? Mai rar așa. Mai rar. Venim aici, că avem raiul nostru. Da, noi suntem cu... ne umple timpul activitățile astea și nu prea... plecăm. Mai răruț, așa, mai că răruț. Ieșim. Ca mă să bucur zic foarte mult că am putut să vă prezint telespectatorilor. Niște oameni minunați sunteți, niște oameni harnici, niște oameni care vă iubiți țara.
pentru că vreți să promovați tradițiile neamului nostru. Să vă dea Dumnezeu numai bine, Doamne ajută! Mulțumim frumos, mulțumim din suflet! Mai veniți! Mai veniți? Cum să nu? Trebuie! Vă așteptăm cu mare drag! Trebuie! Pline de surprize este Alisa, a adus niște oameni deosebiți. Dumneavoastră, de unde sunteți? Din Odobești. Și cum vă numiți? Neșu Daniela. Doamna Daniela Neșu, ce lucruri frumoase faceți, da? Sunt goblene, lucrate manual, sunt lucrate după schemă. Scumpărate. Scumpărate și sunt o parte din lucrările mele de aproape 20 de ani. De 20 de ani. Da. Ați expus vreodată? Nu. Păi nu. De ce? Nu. Sunt lucrări de suflet, ale noastre personale, le-am prezentat pe la șezători, 50% din ele sunt icoane și le-am mai dus pe la biserici. Este o icoană cea cu Maica Domnului cu trei mâini, care de fapt Maica Domnului nu are trei mâini, este mâna Sfântului Damaschin, deci, prezentată da, acolo. Da. Este o icoană bună pentru casă, pentru casa oricărei familii. Foarte frumoase sunt toate, doamnă, și mă bucur că v-am întâlnit și ne mai vedem. Doamne ajută! Doamne ajută! Mulțumim! Felicitări! Sănătate! Felicitări. Yeah.
superb a fost. Ai avut o idee nemaipomenită, Alice. Am vrut să fie ceva inedit. Zic, 4 ani de YouTube, 4 ani de șezători. Am zis, trebuie să fie ceva inedit și cu ajutorul domnului Andrei. Care este un maestru de balet. De ce ești tu, Andrei? De dans popular. De dans, bravo! Deci maestru de dans popular, dar să știți că este un adevărat maestru. Am mai văzut multe spectacole organizate de domnul Andrei, care mi-au plăcut grozav. Și spune-mi cum ai fost racolat de doamnă. La o recomandare am răspuns invitației. Chiar a fost o surpriză și pentru noi. Nu am participat până acum la nicio șezătoare din Vrancea. Și e o premieră și pentru noi și pentru copii. Domnul primar Nicușor Păcuraru a răspuns invitației și ne-a dat undă verde, așa să spunem, și a fost o bucurie pentru noi și pentru copii. Și să sperăm că vor mai fi și alte șezători. Mai în care și altcineva exemplu de la inițiativa, doamna. Da, și pentru a promova și cultura tradițională vrâncenească, pentru că în țară puțini invită din Vrancea și puțini au auzit de dansurile populare, de cultura vrâncenească. Toți din cărți, de la televizor, dar am vrea și pe viu să putem participa la cât mai multe spectacole, șezători, alături de colegi din țară care ne vor invita. Eu sper că așa o să facă și vreau și eu să-l felicit pe domnul Păcuraru, pe domnul primar, pe domnul Nicușor Păcuraru, primarul comunei Vulturu, care este trup și suflet pentru comuna domniei sale și care totdeauna a făcut lucruri foarte frumoase. Felicitări, felicitări ție, felicitări ție. Să rămână, mulțumim. Și să mai faceți, mulțumim, domnule Nevaie. Și domnului Andrei, spor la dans. Eu zic că o să fie bine, pentru că tradiția va reveni, zic eu. Numai așa putem să rămânem țara românească, prin cultivarea și readucerea tradiției în sufletul oamenilor, exact, nu? Exact, da. Așa este. Felicitări, mulțumim, din tot frumos, sufletul. Mulțumim tinerilor și domnului Andrei, pe care să-l felicit în mod special. Pentru că ce am văzut aici e ceva ce duce la suflet. Este muncă. E muncă, noi știm. Noi cunoaștem. Și eu știu. Am avut fetița cu dansuri sportive și știm. Știm muncă. Ce înseamnă munca. Da. Vă mulțumesc frumos. Și mulțumim. Vă mulțumesc. Toate felicitări, toate cele bune. Felicitări, Alice.
Felicitări! Să vă mulțumim.